Mănăstirea Hadâmbo a continuat campania Daruri în cinstea pruncului Iisus, derulată cu prilejul sărbătorii nașterii Domnului. Peste 100 de copii din parohia Acoperământul Maicii Domnului Romanovca Corneș, protopopiatul Ungen din Mitropolia Basarabiei, au primit sâmbătă 7 ianuarie 2023 daruri. Acestea s-au oferit prin dragostea arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, în contextul praznicului nașterii Domnului pe stil vechi. Pachetele cu dulciuri au fost dăruite colindătorilor de către părintele Nicolae Tverdostup, parohul parohiei Romanovca. Am primit de la mănăstirea Hadâmbu în jur de 100 de cadouri de la părintele stareț Nicodim Gheorghiță, care le-am realizat tuturor copiilor care au venit la Sfânta Biserică, au colindat, s-au bucurat de aceste daruri bune din la mănăstire. Părintele nu este de prima dată, în fiecare an este o tradiție care de fiecare an ne vizitează. Anul acesta, în legătură cu ziua de duminică, n-a fost prezent, dar totdeauna sufletește, este alături de parohia noastră, ne ajută în tot felul și financiar și suntem recunoscători, îi mulțumim mult pentru sprijinul care îl acordă pentru parohia noastră. Mulțumim din suflet pentru toate acestea. Amintim că de 5 ani de zile mănăstirea Hadâmbu sprijină parohia Romanovca, dar și alte parohii de dincolo de Prut. Astfel, la Romanovca s-a reușit ridicarea unei clopotnițe, dar și alte lucrări susținute de către părintele stareț Nicodim. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță este de pe 19 decembrie 2022 cetățean de onoare al satului Romanovca, pentru că a susținut lucrările la ansamblul parohial din Romanovca și pentru că a desfășurat o activitate social-filantropică în ultimii ani.